În cartea prorocului Isaia, capitolul 42, de la versetul 18 până la 20, stă scris. Ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Cine este orb, dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb, ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului. Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Vă imaginați un orb care vizitează Pinacoteca Muzeului Prado? Se oprește în fața tabloului Las Meninas a lui Velasquez, și așteaptă ca cineva să-i explice aerul interpus dintre figurile infantelor și cele ale doamnelor de companie. Vă imaginați un surd, bătând din palme în ritmul celebrului Marș Radețchii cu ocazia concertului de anul nou la Viena? Pare un joc al imaginației. Dar textul de astăzi ne spune că poporul Israel era orb și surd din cauză că, deși vedea, nu vedea și deși auzea, nu auzea. Așa că nu înțelegea ceea ce îi arăta și îi spunea Domnul prin minunile și evenimentele întâmplate. În biserică pot fi surzi de inimă care nu simt, orbi în credință care nu cred, cei care nu comunică din cauza că nu aud, cei care nu înțeleg din cauza că nu văd, ar fi minunat dacă am putea să ne deschidem urechile încuiate și să ne aprindem ochii stinși. Am fi martori ai minunilor lui Dumnezeu, am vedea și am auzi explozia de lumină multicoloră a infinitei iubiri divine pentru această lume. Duhul ne-ar fi vesel, senin, mângâiat. Și am avea o poftă enormă să le spunem și altora ceea ce vedem și auzim. Domnul a spus: Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la margine pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul Isaia 45 cu versetul 22. Odată cu asta, mântuirea se rezumă la o întâlnire a privirii lui Dumnezeu cu privirea omului, la o atentă ascultare a cuvântului lui Dumnezeu din care vine credința care mântuiește. Privirea lui Isus a întâlnit-o pe cea a lui Petru în curtea marelui preot. Petru și-a amintit cuvintele sale și a plâns cu amar. Paraliticul de la scăldătoare, Locuitorul din Gadara, posedat, leprosul, femeia bolnavă care pierdea sânge, au privit la Isus și au fost cu toții vindecați. Văduva din Nain, Iair și soția lui, cărora le-a adus la viață copiii. Orbul Bartimeu, orbul din Betsaida și orbul din Naștere au privit și ei la Isus cu ochii lor fără lumină și apoi au văzut. Și răufăcătorul de pe Golgota, pironit pe cruce, tâlharul, sigur, a privit la Isus agonizând și Domnul i-a promis că va intra în paradis. Isus I-a privit pe toți și le-a spus: Fiți mântuiți. Haideți să privim și noi astăzi la Domnul Isus. Doar el ne va învăța să ascultăm de glasul lui și să înțelegem cuvântul.